Vă deranjăm, bună ziua! Nu deloc! Am văzut pe Facebook a pus cine a fost... Vitiros? Nu, Clubul Montana Pușei. Da. Alu Dan Moisa. Alu Dan Moisa, da. Păi acum s-a mai încălzit și s-a mai topit din ăla. Și căzut locurile de gheață. Chiar în ianuarie sunt 3 ani de când mergem de 45 ani. Am dormit vineri noaptea la cabană și am plecat sâmbătă de dimineață, am urcat pe Vlodeasa, am coborât pe la avalanță, am făcut pietrele albe, glume, pante, tot cu Clubul Montană. Da, trece altfel. Am iertat pe sus, pe platou, prin pădure, am găsit zăpadă și ghioței. Da. Și aici, chiar deasupra, unde este locul de sânșă, bicuși, era plin de ghioței. Cum ați găsit cascada și cum de-ați ajuns în zonă? Păi, pe hartă, pe munții noștri. Pe munții noștri am fost prima dată în 2018, cred că, 2018. Și acum am ieșit să facem mișcare, dar astăzi ne-am programat doar până aici. Și de aici ne întoarcem înapoi la mașină. Cum vi se pare peisajul? Frumos, superb. Superb. Păcat că n-am ajuns săptămâna trecută, că era și mai. Și mai. Asta e. Vremea? Vremea e acceptabilă.
chiar jos am vrut să mă întorc, că era noroi, era, zic, uite ce mizerie, dar pe urmă, hai totuși să încercăm. Și când ați ajuns aici? Am uitat de toate. Am uitat de toate. Merită să veniți până aici? Meritor cine să vină. Eu recomand la toată lumea să iasă duminica din casă și să iasă în natură. Toată lumea să iasă, că cel mai sănătos lucru. Peisajul minunat. Vremea e plăcută. Nu e frig, nu e... Traseul nu e foarte greu, nu e mult de urcat, foarte puțin, deci și începătorii pot să vină liniștiți. Pe timp de vară apa curge mai multă, că nu-i secetă. Când e mai frig, sunt surțuri mai mulți, e mai frumoasă, dar oricând e peisajul super. Ați venit special pentru cascade să vedeți așa înghețată? Noi personal niciodată când am venit aici ne-am găsit înghețată, doar în poze ce am văzut-o. Și acum? Cascada cailor în mare. Da, cascada cailor am văzut-o. Și acum cum vi se pare? E acceptabilă, jumătate. Am prins și surțuri, am prins și... e frumoasă. Și pentru cei care vor trasee mai lungi, pot urca până sus la balconul zmeilor și de acolo se vede superb. Când nu-i ceață. Când nu-i ceață, dar că acolo e un pic mai dificil, e urcare printre pietre. Aparatul la gât, prin munți, cadre faine, peisaj frumos. De ce pe aici și ce ne poți spune despre zona asta? Păi e o pasiune, fotografiatul și drumețiile. Și din pasiune descopere foarte multe lucruri frumoase. Mai puțin accesibile, dar frumoase. Astăzi ne aflăm la cascadele de travertin și pote, aflate undeva la 2 km aval de comuna Sălcioa, care coboară de sub platou Bedeleu de la 700 de metri altitudine până la 420 în vale, unde e cascada cea mai vizibilă din DN75. Pe traseu sunt mai multe cascade cu înălțimi de până la 15 metri, care în orice perioadă a anului îți încântă ochii. Eu le-am numit Bigărul din Apuseni. E ideal să ajungi aici. Acum sunt înghețate, îți oferă un peisaj... feric, deci feric. Îți încântă și ochiul și sufletul. Cât de greu să ajungi până aici? Traseul e ușor spre mediu. Deci sunt câteva porțiuni, distanță undeva la 2 km, echipament și pasiune, dorință de a vedea ceva frumos. Thank you.
Suntem în zona Sălțiua, mai exact în zona Cascadele Travertin. E un peisaj magnific, foarte, foarte frumos. Foarte frumos. Și e indicat turiștilor să vie, atât pe timp de vară, cât și pe timp de iarnă. Și recomand la toată lumea să vină, că e ceva de vis. Te caută prietenii turiștii care că ești localnic? Da, foarte multă lume mă cunoaște din zona și mă cheamă și zice, hai aici să vedem, hai să vedem ceva frumos, cum e în zona. Și când ajung aici? E ceva splendid, deci rămân fără cuvinte. Să ajunge greu? Nu, nu, e de urcat vreo 40-45 de minute pe jos. Frumos, frumos. Aceasta este cascada și poate finalul cascadelor de travertin care se varsă în râul Arieș și care este vizibile din DN75 la trecerea cu calea ferată. Se află undeva la o distanță de 400 de metri sub cele două cascade la care am fost noi, cascadele de travertin.